Binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Și Scriptura spune tot poporul să zică amin, lăudat să fie Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul și pe dumneavoastră ori pe unde sunteți. În această seară să privim în Scripturi subtitlul Învață să taci. Noi avem posibilitate, mulțumim Domnului pentru aceasta, să vorbim sau să tăcem. Eu obișnuiesc să spun că Dumnezeu a făcut să se închidă și respectiv să se deschidă gura. Nu urechile, urechile sunt tot timpul deschise. Că poate într-un fel ar fi fost mai ușor dacă se puteau închide urechile. Și când cineva vorbește ce nu trebuie, să închidem urechile. Ele pot fi închise la propriu, nu numai la figurat. Dar să vedem cum putem cu adevărat să știm când e de tăcut și când e de vorbit. În primul rând, să răspundem la întrebarea când este bine să taci, apoi când nu trebuie să taci. Că de fapt asta înseamnă să înveți să taci, nu să taci tot timpul. Și să știi când să taci și când să nu taci. Deci, mai întâi, când este bine să taci? Știți că prietenii lui Iov au tăcut o săptămână lângă el văzându-i durerea. Apoi, spunea unul dintre ei, scrie în Iov, capitolul 4, versetul 2, dar cine ar putea să tacă? Le plesneau burdufurile, vorba lui Elihu, îi dădea duhul ghes. Numai că pentru vorbirea lor nechipzuită, nepotrivită cu gândirea lui Dumnezeu, au plătit. Și abia în urma mijlocirii lui Iov n-au fost omorâți. Știți că Iov și-a dat și el slobod la gură. Și până la urmă a spus, scrie în finalul cărții sale, că își pune mâna la gură. Hai să vedem așadar când este bine să tăcem. Cum l-am auzit pe fratele Ștefan de la Lugor spunând că limba e tare periculoasă, i-a pus Dumnezeu două porți și dinți și buze și tot scapă. Să vedem așadar când putem, când trebuie să tăcem. În primul rând, când vorbește un om înțelept. Evreii spun de înțelept să te apropii cu buretele, să absorbi numai de nebun cu ciurul. N-ai ce să păstrezi. Când suntem în preajma cuiva de la care avem ce să învățăm, e de tăcut. După cum vă citesc din cartea Iob, din capitolul 29, povestește el în durerea lui, versetul 10 și 21, citesc. Glasul căpeteniilor tăcea și se lipea limba de cerul gurii. De ce? Își opreau cuvântările cei mai mari și își puneau mână la gură? Pentru că Iov era între ei, așa cum scrie aici în 25, ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mânghietor lângă niște întristați. Și în versetul 21 este scris, oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Scrie și Proverbe la capitolul 17, versetul 28. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Numai că scrie în 18:2, nebunului nu este de învățătură și vrea să arate ce știe el, numai că n-are ce arăta, n-are ce vinde. Așadar, dragii mei, să înțelegem că atunci când suntem la izvor, că înțelepciunea e ca un izvor care curge într-una, acolo e de ascultat
nu de vorbit, e de luat, nu de dat. Într-o a doua ipostază în care se poate asculta, ne putem imagina, de altfel putem întâlni, situații în care avem de-a face cu un om întristat. Poate n-are să ne spună mare lucru, doar să-și povestească durerea. Ne întoarcem la același Iov, scrie în capitolul 13, versetul 13, tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Uneori sunt oameni necăjiți, care nu neapărat au nevoie de un sfat sau cel puțin într-o primă fază nu de explicații au nevoie, ci să fie ascultați. Taci și ascultă-i durerea. Înțelepți au fost prietenii lui Iov în prima săptămână. Atunci Iov nu proclama înțelepciune. Deși e o carte de înțelepciune, cartea sa, dar cel mai probabil că mai multe erau lamentații. Își plângea durerea, starea în care ajunsese. Să fim cei care putem să îi ascultăm în tăcere pe cei ce suferă. În al treilea rând, să tăcem atunci când suntem în fața unor situații ce nu pot fi schimbate. N-are rost să mai tot vorbim dacă vorba n-aduce nicio rezolvare. Când a necinstit Amnon pe soră sa Tamar, ea a plecat țipând din casa prințului, fratele ei, și fratele ei și de mamă Absalom a văzut-o și i-a spus ceea ce scrie în 2 Samuel, capitolul 13, versetul 20. Acum, soro, taci, că fapta e consumată, ce se mai poate face? Ceva asemănător, deși într-un fel diferit, avem în cartea Nemia, la capitolul 8, unde evreii, văzând diferența dintre templul Ierusalim și ceea ce aveau ei doar acum, dându-și seama de tot ce s-a întâmplat, luând în calcul mânia divină, istoria generațiilor dinaintea lor, a izbucnit în plâns. Însă a citit ce scrie când și-au dat seama că Dumnezeu s-a rostit împotriva lor. Scrie aici că Esra le-a spus, ziua aceasta este închinată Domnului, nu vă bociți și nu plângeți. Versetul 11, tăceți, căci aceasta este o zi sfântă, nu vă mâhniți. Așadar să nu ne lăsăm pradă stărilor noastre și să ne controlăm în asemenea situații. Mi-amintesc că am fost la o mormântare de nu se putea ține slujbă. Îmi venea să zic să lăsăm morții să-și îngroapă morții atunci când vor putea să facă liniște. Da, există durere, există lacrimi și cum știți că eu am trecut prin așa ceva. E normal să plângem. Dar uneori sunt niște vorbe care nu rezolvă lucrurile. În taină este bine să discutăm cu cineva. Dar doar așa să ne tot văităm, mai cu seamă în public, nu este recomandat. În al patrulea rând, este bine să tăcem când am primit un mesaj de la Domnul, asta în primul rând în cazul profeților, sau în caz general, când suntem cunoștința unei informații. Dacă nu e o călăuzire a Domnului și în cazul prorocului, Duhul s-a pus prorocului să transmitem acel mesaj,
să nu ne grăbim să ne pronunțăm. Aș extinde puțin ideea asta, să nu ne grăbim să ne dăm cu părerea. Mai bine să tăcem. Când a urmat să fie răpit Ilie la cer, fiii prorocilor au spus în mod repetat lui Elisei, știi? Și profetul le-a spus, știu și eu, dar tăceți. Și scrie în Corinteni 14 că dacă unui alt proroc este dat o descoperire, cel din tâi să tacă. Și în Eclesiastul capitolul 5 este scris că atunci când suntem în adunare, să nu ne grăbim să deschidem gura, să nu ne pripim. Acele cuvinte vor fi înregistrate nu doar ca acum, prin mijloace tehnice moderne. Dumnezeu va nota acele cuvinte și ne putem face vinovați, scrie în versetul 6, nu lăsa gura ta să te bage în păcat și nu ci înaintea trimisului Dumnezeu, m-am pripit. Deci mai bine să ne ținem gura decât să ne grăbim să vorbim. În al cincilea rând, să tăcem atunci când suntem provocați la ceartă, ba chiar mai mult când suntem judecați pe nedrept, să nu fim oameni de scandal, cu noi să nu se poată certa cineva. Scrie despre Domnul Iisus Hristos că în noaptea închetării Iisus tăcea, n-ar fi avut argumente, i-ar fi încuiat din prima întrebare. Sau cum spunea în grădină către ucenici, ar fi putut să apeleze la Tatăl să îi sufle din jur cu legiuni de îngeri. Dar a fost profețit despre el că nu va deschide gura. Un caz din aceeași ipostază avem în a doua carte a împăraților, în capitolul 18, versetul 36, când înconjurau asirienii Ierusalimul și au fost provocați prin rapșache. Dar poporul a știut lecția din această seară și scrie aici, poporul a tăcut și nu i-a răspuns o vorbă, căci împăratul duse porunca aceasta să nu-i răspundeți. Frați și surori, multe lucruri s-ar evita și păcate nu s-ar comite dacă am tăcea în fața unor provocări. În Psalmul 37 scrie în aceeași privință, Psalmul 37, versetul 7, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El, nu te mânia pe Cel ce izbutește numbletele Lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor Lui rele. Lasă mânia! Părăsește iuțimea, nu te supăra că supraduce numai la rău. Și aceste stări se manifestă prin vorbire. Taci! Spune și în 39:1, voi veghea să nu păcătuiesc, voi pune frâuguri, cât va sta ce rău înaintea mea, am stat mut în tăcere. Și versetul 9 repetă, stau mut, nu deschid gura. Știți, întâmplări, nu știu cât de adevărate, posibil, cu apa sfințită, că dacă o ține nevasta în gură, nu se, îi devine bun bărbatul. Pe drept se spune că muții n-au dușmani. Sau cum spunea cineva, nu te poți certa decât pe limba maternă, că trebuie să-ți vină cuvintele repede. Dacă nu știi bine engleză, ai greu să te ceri pe engleză sau pe altă limbă. Că nu sunt la îndemână să dai cu ele așa, fără control. În al șaselea rând, când să tăcem, când nu suntem îndrept să vorbim, că nu suntem chemați noi la o lucrare, cum scrie despre femei, să tacă în adunări, în ceea ce nu le este îngăduit să explice scripturile. Ele pot să le explice copiilor lor și celor mai tineri să le vorbească despre viața de familie, nu orice învățătură. Dar am putea extinde această idee, să nu vorbim în ceea ce nu ne este dat. Am văzut un cântăreț care înainte a cânta se apucă puțin de predicat, dar nu iese în mare lucru. Uneori
Am constatat că tare bine ar fi fost să apuce numai de cântat. Și la unii le-am spus, dragii mei, și eu când mă apuc de predicat, nu cânt înainte. Și voi când cântați, nu vă apucați întâi de predicat. Să rămână fiecare pe chemarea lui. Că e mai bine. Nu-s proroc, nu mă apuc de prorocit. Și în ultimul rând, când să tăcem. Cele amintite până aici adesea sunt momente în care trebuie tăcut. Dar aici, la acest ultim punct, al șaptelea, vă spun, s-ar putea aceste tăceri să necesite timp îndelungat. Scrie în Plângeri Ieremia, în capitolul 3, versetul 26, despre vremuri în care suntem în așteptarea unui răspuns de la Domnul, care s-ar putea să zăbovească, așa cum spunea Domnul în pilda cu judecătorul nedrept. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. La regele David a durat mult până a venit ajutorul. Versetul 28. Să stai singur, să taci, să-ți porți un juc când Domnul pune. Și în felul acesta Duhul Sfânt se va odihni peste noi, altfel vor veni duhuri de agitare, tulburare, neliniște, stres, expresii actuale, vremii noastre, atât de cunoscute. Dar se lasă cu păcate. Recapitulez, să ținem minte. Să tăcem când vorbește un înțelept, acum e de învățat, acum suntem pe emisie, nu pe recepție, nu pe emisie. Să tăcem atunci când vorbește un om întristat, să-l ascultăm. Să tăcem atunci când, oricum, vorbele noastre nu mai rezolvă nimic. Ce rost are după ce a trecut trenul să ne tot, să tot comentăm pe peron, dar de ce n-am venit mai repede, dar tu ai fost de vină, dar de ce am întârziat, de ce am mai stat să facem bagajele. Dar trenul se întoarce înapoi dacă mai bombărim, nu? S-a dus. Să tăcem atunci când nu avem mandat să transmitem o informație. Să tăcem atunci când suntem provocați la ceartă, chiar dacă suntem judecați pe nedrept. Să nu vorbim când nu ne este dat într-o lucrare nouă să ne implicăm. Și, în ultimul rând, spuneam să tăcem până va veni Domnul să ne facă dreptate, să ne izbăvească, să ne dea lumină, să lucreze El. Într-o a doua parte aș vrea să observăm când nu trebuie să tăcem. Să nu dăm dulceață în loc de amărăciune și amărăciune în loc de dulceață. Că uneori și diavolul ne face să tăcem. În Evanghelie scrie de unul sau de unii care aveau un duh mut. Și sunt unii care la supărare vorbesc, dar alții la supărare dau în muțenie. Și au program. Nu vorbește până mâine, altul nu vorbește câteva zile. Depinde cât e blocat programul. Dar nu de la Domnul, de la vreun duh mut. Și aici voi spune tot șapte situații. În primul rând, să nu taci, ci să vorbești atunci când tăcerea înseamnă compromis. Scrie în Psalmul 58 cu 1, oare tăc când faceți voi dreptate? Când a întrebat Domnul sinagog atunci când urma să vindece omul cu mâna uscată, scrie că ei tăceau. Și când i-a întrebat de unde vine botezul, s-au eschivat. A fost tot un fel de tăcere. Dar nu-i corect. Scrie în Cartea Judecător, la capitolul 18, versetul 19, că atunci când au venit soldații din seminția lui Dan și au luat în mod abuziv obiectele de cult din casa lui Mica, preotul i-a văzut și le-a zis, ce faceți? Și ei au spus, taci, puneți mâna la gură și vină cu noi. Era corect să-și pună mâna la gură? Ar fi trebuit să vorbească. E ca în întâmplarea aceea în care dreptatea și nedreptatea au flămânzit împreună, n-aveau niciun ban. Nedreptatea a spus că rezolvă ea, a comandat meniu pentru amândouă și înainte a termina consumația, nedreptatea a strigat chelnerului, adu restul.
Și le-a spus, dar încă n-am adus nota de plată, n-ați plătit. Nu, am plătit, ne înșel, să vină șeful de unitate. Și a făcut nedreptatea scandal. Și șeful a zis că el ne da, era apoi restul, pierdem vremea aici cu ei. Dacă nu serios, nu flămânzim, noi nu falimentează firma pentru două porți. Și chelnerul, în timp ce dădea bani din buzunar, că i-a zis, patronul, poate tu n-ai fost atent. A zis, așa încet, unde ești dreptate? Și dreptate a zis, mai încet, aici, dar am mâncat și eu. Și dacă acceptăm un compromis, nu mai putem vorbi și tăcem, dar e pe nedrept. Al doilea rând. Să nu tăcem când trebuie să transmitem o informație în folosul cuiva. Scrie în 2 Împărați la capitolul 7 că cei 4 leproși de la poarta Samariei au aflat că este pâine și alte bunătăți. Întâi au mâncat, apoi și-au făcut provizii și în urmă au zis, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și vom aștepta până la lumina zilei, vom fi pedepsiți. Acolo erau oameni care puteau să moară în acea noapte. Dându-și seama, au înțeles că nu trebuie să tac. S-ar putea informațiile care le putem transmite să fie de o importanță vitală pentru cineva. Să-i spui cuiva despre o salvare. În primul rând e vorba de mântuire. Cum să tăcem? Aici au fost salvați de la o moarte fizică, imediată pentru unii. În al treilea rând, să nu tăcem atunci când trebuie să intervenim în favoarea cuiva. A zis Mardoheu către Estera, scrie în cartea ce îi poartă numele acestei tinere evreice, 4:4, și dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte. Și a spus apoi în fața împăratului, explicând că nu poate să tacă. E vorba de salvarea lor. În Proverbe 31 îl învață mama pe tânărul rege să-și deschide gura, să vorbească pentru cei nevinovați, pentru cel mut, pentru cel slab. În al patrulea rând, să nu tăcem atunci când Domnul ne cheamă în lucrare, suntem trimiși cu un mesaj. Chiar dacă stârnește împotrivire sau vom avea neplăceri în urmă. Pavel a avut probleme pe unde misiona, dar la un moment dat îi spune Domnul, scrie în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, în timp ce era în Corint, probabil s-a gândit să-și restrângă, să-și înceteze activitatea și Domnul îi spune, nu te teme, vorbește, nu tăcea. I-a spus într-o vedenie, acolo rămăreau oameni care trebuiau să se mântuiască. Îmi spune Dorz într-o poezie, nu pot tăcea văzând vrăjmașul, stricând tot ceea ce este sfânt. Îmi spunea un frate că Domnul l-a mustrat într-o noapte, pentru că trăiau transmise mai multe mesaje profetice și datorită unor lupte care le-a avut, a zis, dar e mai comod să nu le transmit. Să ne facem așadar misiunea de poștași sfinți. În al cincilea rând, să nu tăcem atunci când trebuie să strigăm la Domnul rugăciune și în mijlocire. Scrie în profetul Isaia, capitolul 62, că Dumnezeu a pus străjeri care nu vor tăcea. Și scrie în Ezechiel că Dumnezeu se miră că nimeni nu mijlocește. Fără rugăciune nu se mișcă puterea divină, așa este sistemul conceput. E ca și cu 112, dacă nu sunt să vină salvarea, nu vine. Dumnezeu vrea să-L chemăm, cum scrie și în Psalmul 50, cheamă-mă ziua necazului. Atunci trebuie strigat, cum scrie în Vechiul Testament, să sunați cu vâlvă din trâmbițe, ca Domnul să-și aducă aminte de voi, să vă vină în ajutor. În al șaselea rând, să nu tăcem atunci când trebuie să ne mărturisim păcatele. Atunci așa ne vine să tăcem.
să nu se afle. I-a întrebat Domnul pe ucenici, ce ați vorbit între voi pe drum? Dar ei tăceau că le fă rușine să spună ce-au făcut. Să ne fie rușine să nu păcătuim, dar să nu temim păcatul, că cine se ascunde fără de legile nu propășește. Și uneori am întâlnit oameni care spun, eu n-am mințit, dar am trecut sub tăcere. Zice, altceva nu m-a întrebat, m-am eschivat, am driblat și m-am și mărturisit. A întrebat Dumnezeu pe Cain, pentru ce ți-a posomorât fața? N-a spus. L-a întrebat apoi, unde-i frate tău? A zis, ce sunt eu păzitorul fratelui meu? Și David în Psalmul 32, câte vreme am tăcut și nu m-am mărturisit, mă topeam. Nu tăcea. Dacă n-ai tăcut când trebuia să taci și să nu păcătuiești cu vorba. Acum spune ce ai făcut. Și în ultimul rând, și asta spune că e pentru toată veșnicia, să nu tăcem, să nu lăsăm pietrele să strige, să dăm slavă Domnului. Domnul din gura copiilor vrea să-și scoată laude. Îngeri în cer laudă. Spune Scriptura să mi se umple gura de laudele tale. Nu-i cazul să tăcem când de dimineața până seara ar fi ocazii potrivite, uitându-ne în jur, la un munte sau la o floare, la un copil, sau văzând orice altele din lucrările Domnului, cum spune Psalmul 19, când văd cerurile, spun slavă lui Dumnezeu și la asemenea slavă, cum să tac și să nu laud pe Domnul. Dumnezeu ne-a creat cu glas, cum se încheie cartea Psalmului în cuvintele, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Scumpa mea soție a cântat din memorie, pe când avea voce încă, cântarea O, de aș avea eu limbi o mie. Și ultima strofă spune, când buzele nu mai putea, suspinul meu te-a lăuda. E așa a făcut până la sfârșit, dar noi care încă avem glas, să spunem mereu și să spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Să recapitulăm și partea asta. Când nu trebuie să taci, când tăcerea ar fi un compromis, când trebuie să transmiți o informație necesară, binefăcătoare, când trebuie să intervii, să mijlocești la cineva, pentru cineva, când trebuie să slujești, când trebuie să te rogi în mijlocire înaintea Domnului, când trebuie să te mărturisești, să spui păcatul și în mod deosebit să nu tăcem și să lăudăm pe Domnul. Și în final aș vrea două concluzii. Cum poți să taci când trebuie să taci și să vorbești când nu trebuie să taci? Pentru că nu e vorba numai de a ști, e vorba și de a putea. Cred că înțelepciunea e cea care joacă un rol major în a ști când să vorbim și când să tăcem. Scria profetul Amos în capitolul 5 al cărții sale, versetul 13. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri grele. Și scrie în Eclesiastul 8 că înțeleptul cunoaște vremea și judecata. Scrie în Proverbe 17 cu 27 cuvintele înțeleptului. Cine își înfrânează vorbele cunoaște știința și cine are duhul potolit este un om priceput. Este un verset interesant tot în Proverbe. În 12 cu 23, omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Adică omul înțelept ar putea să tacă și atunci când știe ce să spună. În contrast, nebunul nu poate să tacă nici când n-are nimic de spus.
Dar, dincolo de înțelepciune sau deasupra acestei capacități binecuvântate pe care ne-a înzestrat Dumnezeu prin creație, prin educația sfântă, eu cred că a vorbi sau a tăcea, în cazul discuției noastre, a tăcea ține de prezența, de puterea Duhului Sfânt care este peste noi. Altfel, și dacă știm, vom spune că n-am putut. Și când vorbim, vom spune ce nu-i de vorbit. Zicea Iov în 16:6 în cartea sa, dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină, dacă tac, cu ce se micșorează. Dar dincolo de aceste evaluări pertinente, înțelepte, trebuie să înțelegem când spunem o vorbă, e de la Duhul Sfânt sau este o provocare a diavolului? David în Psalmul 39 spunea de ce tace. Să citim din nou. De la versetul 1. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, voi pune frâul gârii ca să nu va sta ce rău înaintea mea. Diavolul vine și ne provocă. Dumnezeu, de asemenea, prin Duhul Sfânt ne îndeamnă. Ce Duh vorbește prin noi, cum scrie în cartea Iov? Vom fi sub controlul Duhului Sfânt? Îl amintesc exemplu pe Ezechiel, un tip profetic foarte interesant. Îl făcea Dumnezeu uneori mut, alteori deschidea gura. Nu știu cum era asta. Dar spunea tot Domnul Iisus Hristos referitor la capacitatea Duhului de a ne controla și când vorbim, de a ști ce să vorbim, Marcu 11 cu versetul 11, 13 cu 11, scrie despre situații de persecuție. Duhul Sfânt atunci ne va vorbi și vom ști, nu doar dacă să tăcem sau să vorbim, ce să tăcem și respectiv ce să vorbim. Trebuie să ajungem cu sub controlul Duhului Sfânt ca și în cazul vorbirii în alte limbi. Diferența e doar că atunci mintea nu înțelege. Scrie în Fapte 2 că ei vorbeau după cum le da Duhul să vorbească. Și Domnul Iisus a spus chiar în limba maternă, unde spuneam că ne putem și certa dacă suntem ispitiți și slabi, a zis eu n-am vorbit de la mine, numai după cum mi-a dat Tatăl, eu aceea spun lumii. Și poate va zice cineva, da, dar Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dar noi ce trebuie să fim? Nu asemenea chipului Fiului Său. Scrie în Ioan la capitolul 12, versetul 49, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit, trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Îndemnurile Duhului Sfânt se manifestă la nivel de gând și apoi de limbaj. Degeaba vorbim în alte limbi. Fraze întregi. După cum ne dă Duhul, dar pe românești vorbim după cum ne taie capul. Și riscul e foarte mare. A întrebat Domnul Iisus pe Petru, cine zic oamenii că sunt eu? A spus, dar voi? Ce Hristos? Asta de la Dumnezeu ți-a venit. Și când a spus Domnul Iisus că trebuie să moară, Petru intervine și spune, nu, să te ferească Dumnezeu. Și Domnul îi spune, nu, de aici încolo iar ai luat-o pe lângă. Astea sunt gânduri de ale oamenilor. Deci atât cât de dependență ar trebui să fim de Duhul Sfânt. Am amintit în seara asta și de lucrări sfinte. Va fi prorocie, predicare, dar și anumite provocări la ispită. Și de ce nu tot limbajul? În a da slavă Domnului, în a ști când să vorbim, când să tăcem. Controlul Duhului Sfânt asupra minții noastre. Plinătatea Duhului Sfânt. Vorbiți între voi cu, știți, psalmi, cântări de laudă, așa mai departe. Deci când vorbim de la noi, când ne dăm drumul și spunem ce n-ar trebui spus, nu-i problema numai de lipsă de înțelepciune și că n-am reușit să ne mușcăm bine limba.
și lipsă de călăuzire, lipsă de putere. De aceea fie ca Domnul să lase Duhul Său peste noi, ca să vorbim mânați de Duhul Sfânt, călăuziți de această putere binecuvântată și în felul acesta nu vom fi amendați pentru vorbe ca și prietenul Iov. Vom ști când să tăcem și cine știe să tacă, va ști și să vorbească. Dumnezeu să ne dea har să tăcem la vreme ca apoi să putem vorbi la timpul potrivit. Slăvit să fie Domnul. Amin.